Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Opulență, pe alb, de ce nu, este un Volvo made in Sweden. Mașina preferată a mămicilor de pretutindeni s-a întors. XC90 este mai sigur, mai frumos, mai economic, mai scump decât orice alt XC90 de până acum. Farurile full LED, grila bine scoasă în evidență cu crom, un gri mat, sigla mare acolo, camera foarte bună pentru parcări și alte câteva elemente de design în partea de jos a spoilerului. Din păcate, va sacrifica un pic din unghiul de atac, dar na, arta cere sacrificii. Hai să vedem cât este de practic XC90 și începem cu bancheta din spate. Scaunul din față este reglat pentru mine. Am suficient loc la genunchi, suficient loc la cap, chiar dacă am o trapă panoramică și dacă șoferul și-a ridicat un pic mai mult scaunul, aș putea să mă întind și mai mult picioarele, dar asta nu este tot, pentru că pot să-mi las bancheta mai culcată și să mă simt ca într-un avion la business class. Evident, pot să-mi reglez scaunul, să-l dau în față sau în spate, ca să las loc și pentru ceilalți doi pasageri din spate. Al treilea loc, de fapt locul din mijloc, e la limită. Nu pentru distanțe lungi. Și putea să mă obișnuiesc, ia să închidem un pic ușa. Am aici și o plasă pe care o pot lăsa jos sau pe care o pot pune la loc. Manual, nu e totuși un seria 7. Am aici inclusiv o scrumieră. De este o mașină executive. Hai să uite, place că aici am inclusiv guri de ventilație și pot să reglez temperatura pentru mine de aici cu niște comenzi touch și am și încălzire pe banchetă, ceea ce e un detaliu interesant. Hai să vedem și portbagajul. Portbagajul e de obicei un subiect tabu pentru SUV-uri, dar nu este cazul XC90. Al cărui portbagaj poți să-l deschizi din cheie sau de la buton, este automat, nu trebuie să te murdărești. Și cam atât loc ai în portbagaj, nu știu dacă vedeți voi pe camere, dar acolo am o geantă mare cu camerele de filmat, un rucsac, o bluză, este spațiu suficient și acolo, apropo, sunt și două scaune pe care le poți folosi pentru alți pasageri. Aici avem o podea separată de acele scaune. Aici se deschide ca o mică trapă unde poți să delimitezi spațiul din portbagaj, mai aici elastic ca să poți să mai pui, nu știu, sticle, cârlige foarte multe și pe partea stângă și pe partea dreaptă, o priză de 12V acolo, mici spații de depozitare în lateral ca să mai fixezi câteva lucruri și evident, ca să nu sacrifici din spațiul bagajului, ai aici loc și pentru acest cablu Lightning al mașinilor electrice. Și încă un lucru util, dacă ai de încărcat foarte mult, poți să cobori mașina sau poți să o ridici dacă vrei să stai pe ea. Hai să vedem cum se conduce XC90, nu că asta așteaptă toată lumea. Păi să aflăm? Eu zic să nu irosim timpul, hai să arătăm cheia. Îmbrăcată în piele, dar ca să arate atât de bine au trebuit să sacrifice din ușurința în utilizare, așa că multe butoane s-au mutat pe muche. Nu o să le folosești foarte des sau nu o să le apeși foarte des, pentru că poți să deschizi mașina, să o descui doar apropiindu-te de mânerul ușii. Piciorul pe frână, mut în dreapta de acest frumos buton, foarte bine lucrat și în bord îmi apare ready. Asta pentru că motorul nu a pornit încă, o să trec în R cu ajutorul schimbătorului de la Oreforș, lucrat manual, cristal, made in Sweden. Hai pe un SUV de 2,5 tone și nu se aude.
fi chiar plăcută senzația. Liniște totală. E, ce conducem noi aici este un Volvo XC90 în varianta T8. T8 înseamnă un motor pe benzină și un motor electric. Hai să discutăm despre fiecare în parte. Motorul pe benzină. Volvo a renunțat la vechile motoare de la Ford. Au primit foarte mulți bani de la compania mamă, de la chinezi, și i-au investit cu cap în motoare noi. Cel mai mare motor pe care poți să ți-l alegi pe XC90 este un motor de 2 litri. Ce avem și noi aici este tot un motor de 2 litri, twin charged. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are un compresor mecanic, îmi venea să-i spun supercharger, este un compresor mecanic și o turbină. În total, cele două îți dau 320 de cai putere. Sună spectaculos, dacă cuplezi asta și cu un motor electric, ajungi la 400 de cai putere dintr-un motor de 2 litri și un motor electric și 640 Nm cuplu. 640. Este uriaș cuplul ăsta. Suta o atinge în 5,6 secunde și ai o viteză maximă de 230 de km pe oră. Și încerc să-mi dau seama cum au reușit asta pe o garsonieră. Într-un, nu știu cum aș putea să, într-un container în care putea să locuiești. Sună impresionant și sună impresionant pentru că nu este un model pe care cei de la Volvo îl marketează ca fiind o super sportivă sau ceva, nu știu cum e, SQ7 sau X6 sau X5 M50D. De ce ai avea nevoie de atâta putere? Pentru consumuri bune. Și aici să vă arăt. Ce am reușit eu să fac pe 163 de kilometri parcurși într-un weekend doar în București și în prejurimi, cu vreo 20 de kilometri, să zic 30 de kilometri la drum întins, da? Consumul meu este de 9,2%. Mie nu mi se pare rău deloc, puteți să comentați și să judecați consumul acesta, însă mie mi se pare foarte bun pentru că dacă ar fi să mă iau după altă experiență cu alte motoare pe benzină supraalimentate, n-aș fi reușit să scot consumul ăsta, aș fi sărit de 10. Mie mi se pare să un consum decent pentru o mașină care totuși cântărește 2,5 tone. În momentul ăsta, pentru că a rămas fără baterie, funcționează motorul pe benzină, care se aude acolo. Motorul pe benzină și tot sistemul ăsta de sinergie este cuplat la o cutie de la iSyn de cu 8 rapoarte. Este o cutie care schimbă foarte bine. Nici nu ai avea nevoie de mai mult totuși, că este o mașină setată pe confort, dar o să descoperim asta în minutele care urmează. Și cam ăsta este tot pachetul tehnic, ceea ce primești tu dacă alegi acest T8. Și mie mi se pare o combinație destul de reușită, însă cu mici compromisuri. Toate bateriile sunt cumva în zona asta, sub consola centrală, sunt așezate pe lungimea mașinii și în teorie, cei de la Volvo spun că, de fapt nu e ok, și în practică e același lucru, cei de la Volvo spun că nu s-a sacrificat deloc din spațiul mașinii. Adică nici pasagerii spate, nici volumul portbagajului nu s-a schimbat pentru această variantă hibrid. Aproape toate au rămas la fel, cu excepția rezervorului, care are doar 50 de litri și la mine, la un moment dat, după ce am mers mai mult prin oraș, mi-a arătat că pot să mai fac vreo 130 de km cu jumătate de rezervor și mă întrebam de ce, și după care am mai analizat un pic și am aflat că rezervorul este ceva mai mic, 50 de litri. Păi 50 de litri găsești pe un hatchback, ca să dau o comparație mai bună. Și apropo, altceva, acest Volvo XC90 este plug-in hybrid. Ce înseamnă asta? E că poți să-l încarci la orice priză, ai încărcător în portbagaj și câștigi în viața reală vreo 20 spre 30, în funcție de cum mergi tu, autonomie aproape gratuită dacă încarci la muncă, să zicem. Mai e însă ceva de discutat și ceva de lămurit, e că multe mașini de genul ăsta hibrid electric anunță niște consumuri science fiction, cum e și cazul lui BMW i8, spre exemplu. Ai consumuri declarate la 100 de km de 2,1, 3,5 și așa mai departe. E, consumurile astea sunt făcute pe distanțe scurte, de 30-40 de km și evident, având bateriile încărcate, o bună bucată din
drumul ăsta îl acoperi cu energie electrică. Și de asta multe mașini au consumuri de genul ăsta declarate oficial. Și tu poți să scoți consumul ăsta foarte ușor cu electrică, însă ce se întâmplă dacă mergi mai departe? Asta nu se, despre asta nu se vorbește. Hai să vorbim un pic și despre confort, pentru că tot am vorbit despre mașină. Mașina asta nu este sport din niciun punct de vedere. Este o mașină setată foarte mult pe confort. Pe mașina asta am inclusiv suspensii pneumatice și se simt ca atare. Mașina este foarte confortabilă, mai ales la drum lung. Niciun pasager nu s-a plâns de ceva. Trecut peste linie de tramvai în modul electric și abia dacă s-a auzit ceva în interior. O să ai ruliu, e de așteptat, totuși o mașină mai grea. O să simți mașina că se tot mișcă față-spate când accelerezi, frânezi mai tare. Însă n-ai ce să faci, este o mașină setată și gândită pentru confortul familiei. Direcția este moale, ca să fie relativ ușor de controlat în oraș. Am observat totuși că direcția se schimbă în funcție de modul în care conduci. Sau poate doar mi se pare mie. Și că tot am vorbit de modurile de condus, lângă butonul de Start Stop Engine avem un buton iarăși foarte bine finisat, o rotiță care mi-aduce aminte de LG Chocolate. Cred că asta este cea mai bună comparație. Apăs pe Drive Mode și pe ecranul de pe tableta de 9 inch o să-mi apară acolo All Wheel Drive, Safe, Pure, Hybrid Power și Off-Road. Modul Safe am înțeles că o să dispară și o să fie înlocuit de două setări. Într-un alt meniu avem all-wheel drive. Mașina s-a ridicat, distribuie mai bine puterea, tu o să ieși mai ușor din situațiile nasoale. Avem save and charge battery, care va dispărea, am înțeles, dintr-un update în luna mai, din ce am citit pe forumuri. Save and charge. În momentul ăsta, consumul instant al mașinii ajunge undeva la 2,5-3% și îmi încarcă bateria. Mi se pare că o încarcă până la o treime din capacitatea ei, ceea ce nu e rău pentru că o să mai câștigi vreo 7-8 km pe modul electric. Avem Pure Eco Drive, aici motorul s-a oprit, mașina a coborât ca să o pună mai puțină rezistență aerodinamică și în teorie aici trebuie să meargă doar pe modul electric ca să obții consumuri și mai bune. Avem Hybrid Everyday Use, exact ce spune numele, asta și face. Și avem Power și Sporty Driving, adică o să-ți dea toată puterea atunci când ai nevoie de ea. Suspensia, evident, devine un pic mai responsivă. Hai să trecem, plecând de la semafor, modul hibrid, liniște în continuare. Și ieșim la un bulevard aglomerat. Hai să vorbim despre interior și despre confort. Ce am eu aici este o ediție, cea mai scumpă echipare pe care poți să ți-o alegi pe Volvo XC90. Apropo, Volvo este una dintre puținele mărci care oferă niveluri de echipare pentru modele. Aici avem top of the range, cum se laudă ei, se numește Inscription. Și ce primesc eu aici? Opulență. Cum spuneam, cristalul de la Oreforge, foarte multe culori, lemn, piele, sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins, ventilație în scaune. Lux. Lux. Adică pe cât de cuminte relativ este mașina la exterior, pe atât de țipătoare este aici. Nu văd neapărat ca pe un minimalism suedez, pentru că sunt niște combinații aici de culori care cred eu nu se potrivesc, eu n-am nicio experiență în fashion. Dar îmi place foarte mult lemnul, îmi plac butoanele, finisajele, foarte, foarte bine lucrat, foarte bine gândit. Și am plasticul ăla aproape peste tot, inclusiv pe partea de jos a ușii, pe partea de jos a bordului. Nu există ceva plastic de prostă calitate, cel puțin nu la prima vedere. Și da, bănuiesc că vreți să auziți și despre tableta aceasta centrală. Și părerile în capul meu sunt împărțite, se mișcă foarte bine, ca pe o tabletă, nu știu, cu Android sau ca un iPad. Și ai trei meniuri principale, trei ecrane principale. Ai primul ecran unde ai un fel de scurtături la navigație, radio, telefon și experiențele de sunet. Apropo, avem Bowers & Wilkins care se aud foarte bine. Dacă dau în stânga, sunt ceva scurtături spre comenzi care pe mine mă ajută să conduc mai bine.
lane keeping aid, adică asistența la păstrarea benzii, cross traffic alert, adică atunci când ai cu spatele din zone cu vizibilitate proastă, ești anunțat că vezi că vin mașini. Am un buton de pe care pot cobori inclusiv tetierele, pentru head-up display, cameră, park-in, park-out, se parchezi, se ies din parcare, speed sign assist. Deci sunt o mulțime de funcții pe care le poți accesa foarte ușor. Apoi dacă ajung în partea dreaptă am tot ce înseamnă multimedia și setări de mașină, de fapt de statusul mașinii și de consumuri. Și am inclusiv Apple CarPlay, însă eu nu folosesc un iPhone, așa că nu știu cum funcționează. Și în partea de jos a ecranului sunt comenzile de climă. Și să zicem că eu sunt atent la ce se întâmplă în față, trebuie să nimerez foarte bine butoanele și apoi să selectez temperatura la mine. Și să zicem că vreau să dau la 24 de grade. Dau la 24 de grade și mă grăbesc să apăs pe close, deși modul ăla se închide singur, și apăs pe low. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Și uite cum închid eu meniul și dintr-o dată se face foarte frig în mașină. Trebuie să fii foarte atent unde apeși, adică nu e ca și cum se miști o rotiță sau ceva. Trebuie să fii atent să nu greșești comenzile. Se întâmplă poate să dai și drumul la încălzire în scaune sau mai știu eu ce boacă nu să faci pe acolo. Asta e toată nemulțumirea aia. Aș fi preferat totuși să am niște butoane fizice, măcar pentru temperatură. Apreciez că toate setările mașinii sunt acolo pe un ecran touchscreen care răspund foarte bine, însă mi-ar fi plăcut să am în continuare comenzi la îndemână pentru setarea temperaturii. Clasicele ceasuri au fost și ele înlocuite aici pe instrumentarul meu. Am în stânga vitezometru, în dreapta am turometru și indicatoarele care mi-arată când, de când intră motorul pe benzină și când rămâne motorul electric. Evident și am și setările de cutie de viteze, dreapta în care sunt combustibili și așa mai departe. Și în funcție de modul de condus, ba mi-apare un turometru, ba mi-apare, uite dacă te selectez aici, off-road, am și o limitare de 40 de km. Mașina asta se simte că este un Volvo din toate încheieturile. Faptul că au fost cumpărat de chinezi nu înseamnă mare lucru, cel puțin pentru potențialii clienți. Din fericire, acești bani care au venit de la chinezi a ajutat foarte mult pe cei de la Volvo să investească în mașini noi și o să vedem o avalanșă de modele în perioada următoare. XC90 oricum a fost prima mașină pe care Volvo a lansat-o din 2012 încoace, dacă țin bine minte, sau 2011. Ceea ce e bine, o să avem acum și un S90 care arată cel puțin la fel de bine ca XC90, aceeași linie de design, aceleași dotări tehnice, același interior spectaculos. Doar că ce nu mi se pare mie e că pentru un Volvo mașina asta atrage foarte multe priviri. Nu știu dacă asta e bine pentru client sau nu, dar e bine să vezi că o mașină care totuși e de un an pe piață încă reușește să atragă privire. Cam acestea au fost impresiile noastre despre XC90. Este o mașină spectaculoasă. Cea pe care o testez eu costă 100 și un pic de mii de euro, inclusiv opseaua asta, albul ăsta spectaculos, e vreo 1700 de euro. Dacă merită sau nu, eu zic că merită. Acum rămâne să descoperi și tu dacă merită să mergi la un test drive. Varianta de bază pleacă pe undeva pe la vreo 50.000 în echiparea Momentum. Și o să găsești și acolo câteva dotări mai mult decât minunate pentru un SUV de categoria asta. Din păcate pentru Volvo concurența este destul de puternică pe acest segment. Avem Audi Q7, avem Mercedes GLE, avem BMW X5. Și din păcate mulți din cei care ies de la bancă cu bănuții nu prea se gândesc la Volvo. Eu zic că trebuie să iau în considerare asta, pentru că poate pierd ceva. Cine știe. Am văzut că Volvo a făcut acum vreo 2 ani și un concept coupé, un fel de XC coupé, care arată foarte bine. Sper să-l vedem pe piață în următorii ani. Și da, cam atât. Dacă ți-a plăcut acest test, nu uita să apeși toate butoanele corespunzătoare. Până data viitoare, numai bine!